La ora 21 a însoțit grupul concurenților care, împreună cu ispitele, au plecat din resort, având ca și destinație cartierul roșu al Joaquinului. Un drum de câteva zeci de minute pe care microbuzul în care se afla Alexandra l-a parcurs acompaniat de muzică, gesturi tandre și bună dispoziție. Odată ajuns în cartierul roșu, rămâneți un pic aici. Da, pe dar nu rămânem noi. Locul faimos pentru viața de noapte și distracțiile la îndemână, un loc pe care de-a lungul anilor toți concurenții și-au dorit să-l viziteze, Bogdan a manifestat un interes aparte. Întrebare, dacă ne place vreo una sau slash 1, îl aducem cu noi la resort? Sau? Da, depinde de cuplu. Dar ne, că ne place una slash 1 de acolo, le aducem la resort? Îți place pe adevărat? Neputându-și stăpâni entuziasmul la gândul că pe străzile aglomeratului cartier sunt zeci de ladyboys travestiți pentru care Thailanda e faimoasă. Dacă vrei cu adevărat, știi că poți să-ți ceri un date. Bine, dacă mi-l aduceți pe băiețelul ăsta frumos și simpatic. Eu pic în ispită imediat. Cred că ai greșit insula. Ai nevoie de asta? Mâncați-aș sânitei cât îți dă bombați. Da. Păi și la ea nu sunt la fel? Da, tati, dar nu i-a dat guluciu, nu i-a scos... Nu i-a scos la înaintare, nu? Ea n-are antemergător. Eu sunt antemergătorul ei. Tu ei. Păi eu dacă n-am... Scos și eu ce? Hai! Popa, mă, ca lumea, păi, papă, nas. Zice, păi, nas, merge. Uite aici, Marfă, bă. Marfă? N-a făcat Marfă? Ia uite, mă, ia. Ia uite cum vă așteaptă divele, ia. Scary movie, pui mei. Hai, uite-te, ia! Drumul de întoarcere spre Purimuntra a avut loc în aceeași atmosferă dezinhibată, spre stupefacția femeii ce nu a reușit să cuprindă toate ițele încurcate ale poveștilor bărbaților.
Așa că 24 de ore mai târziu, aventura Alexandrei în postura de ispită feminină s-a încheiat și fără ca ceilalți concurenți să știe, drumul ei a continuat cu ceremonia focului.